Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Relații de Parenting. Iată că a revenit Alexandru Antonie, după cum v-am mai spus, el pleacă în tabere, se duce și este destul de dificil să vină și la Piatra Neamț. Bine ai revenit! Bine vă regăsesc! Noutăți? Noutăți? Te iau pe repede înainte! Noutăți avem tot timpul. Avem tot timpul noutăți. Pentru că fiecare zi aduce o nouă formă de noutate sau se întâmplă lucruri noi în fiecare zi. Frumos. Și spunem o noutate care să exceleze așa în viața ta. Păi o noutate, adică ceea ce m-a surprins foarte profund, ca să zic așa, am dat drumul la o nouă grupă de la școala de coaching în București. Și care e noutatea? Noutate pentru mine, ca stare. Este prima grupă în care nu am, hai să zicem, psihologi, terapeuți, au venit oameni care sunt interesați să facă școala de coaching pentru ei. Ceea ce este fantastic și care e motivul pentru care e o noutate. Din perspectiva mea, este una dintre cele mai înalte grupe la nivel de deschidere și de potențial de expresie, pentru că știm cu toții că în momentul în care te duci într-un spațiu, în momentul în care tu ai o pregătire sau la un curs, da? Și ai o pregătire în domeniu, ești extrem de atent ca nu cumva să îți pierzi cumva din glamour-ul tău, din strălucire și tot timpul blochezi sau filtrezi, nu pui întrebări ca nu cumva să pare că să pară că nu știi în zona respectivă, ceea ce te împiedică de fapt să fii autentic în relația cu tine și în relația cu ceilalți. Deci, având o grupă formată din persoane care sunt deschise să primească toate informațiile de care au nevoie în viața lor, veneau întrebări pe toate palierele. Și atunci intram în explicații de aprofundare, pentru că se cerea o aprofundare, ceea ce a permis ca sala să se relaxeze, să coboare foarte adânc în interior, motiv pentru care s-a produs și o deschidere foarte puternică. Spun asta pentru că la modulul 1 facem, explic partea terapeutică în procesul de lucru cu clientul, adică școală de coaching și terapie, și exprim partea asta. Și mi s-a părut fascinant cum, cu cât sunt mai multe persoane care fac cursurile pentru ei și nu pentru a poza, pentru a arăta tuturor celor că uite ce perete cu diplome am și ce trese, ce galoane, ce mai știu eu ce, sau ce insigne am mai pus pe piept, în momentul în care o fac pentru ei, cu adevărat sunt autentici în relația cu ei și se văd schimbări. Adică persoane pe care înainte pozau, le știam eu că pozau în viața fizică, venind în spațiul acesta și deschizând în raport cu ceilalți care au devenit, deveneau autentici. Și pe acest palier de autenticitate începeau să exprime adevăruri interioare pe care înainte nu le exprimau, motiv pentru care se eliberau de tensiuni și tot felul de blocaje. Asta înseamnă să vină totul de la sine. Să vină de la sine, da. Adică să nu mai faci totul ca și cum ar fi pentru că trebuie. Da? Adică suntem cumva înconjurați de un principiu de manifestare al perfecționismului. Și anume că trebuie, tot timpul trebuie să mă ridic la un anumit nivel, care de fapt ne încuie într-o cușcă perceptuală, ne izolează de realitatea internă și de realitatea externă, ne izolează de, cu adevărat, de dinamicile interioare și exterioare, motiv pentru care rămânem cumva într-un cuib, ca și cum se face un gard în jurul nostru și acolo stăm și viețuim singuri într-o cușcă și nu știm cum să mai ieșim de acolo. Slavă Domnului că eu n-am ajuns la faza asta, deci mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas așa cum mă știu eu și cum mă știți dumneavoastră. Așa spun tot ceea ce mi este pe suflet și chiar nu stau în carapacea aceea de fațadă. Alexandru, nu mai țin minte care a fost ultimul subiect al nostru, pentru că a fost acea pauză în care a venit și cu foarte, foarte bine venit discuția cu Adela vis-a-vis de psihiatrie și de depresie și de toată povestea asta. Acum nu mai țin minte ce trebuia să discutăm noi din ultima, revenind la ultima emisiune încoace cu subiectul nou. Dacă ai venit, dacă ai o propunere, te rog. Da, propuneri sunt multe, oricum suntem undeva la emisiunea 20 și ceva. Chiar nu mai țin minte numărul. Așa că, din perspectiva mea, sunt atât de multe de spus, adică nu o spun ca formă de laudă, ci ca o formă de conștientizare a dimensionalității dinamicilor în care trăim. E nevoie să avem în vedere că fiecare emisiune adaugă ceva sau deschide un anumit spectru de înțelegere
Și recomand celor care, repet asta acum la începutul emisiunii, celor care sunt mai noi, au descoperit mai nou toate emisiunile, să le ia de la început, să le parcurgă. Și doi, am rugămintea și o spun din inimă. De ce? Pentru că gândiți-vă că acest proiect pe care l-am inițiat este un proiect de suflet pentru noi, pentru amândoi și pentru tot ce facem. Și anume, este un proiect pe care noi îl finanțăm, noi îl susținem, noi îl ajutăm ca să se dezvolte și nu este pentru ca noi să căpătăm mai mult, că ceea ce este, este, nu e nevoie de mai mult, ci este pentru ca toți cei care sunt interesați de aceste explicații, să ajungă să intre în contact cu ele. Și așa că dacă aveți cunoscuți persoane care considerați că au nevoie de aceste explicații, da? Cum a spunea și Gina la emisiunea următoare, dați-le mai departe, adică trimiteți link-urile, pentru că observ o nu neapărat o lipsă de interes, cât o dinamică la nivel social, uman, la noi în țară preponderent, sau poate că există în alte țări, dar în fine, n-am avut eu contact cu zonele respective. Ajunge o informație la mine, o integrez și în loc să o dau mai departe tuturor celor care au aceeași nevoie ca și mine, o păstrez pentru mine ca eu să par mai mult sau deasupra sau cumva să am sentimentul de superioritate și există această tendință. Adică dacă ne uităm în mediul social și mediul de formare profesională și mediul de formare de dezvoltare personală, majoritatea merg acolo ca să capete informații. Lumea aleargă după informații, pentru că sentimentul, când ai informații, e sentimentul de că ești deasupra tuturor. Ca și cum domini discuțiile, domini prezentările, tu ai tot timpul ai ceva de spus care este extraordinar. Și în momentul acela tot timpul ești un fel de o stea care strălucește în mulțime. Un far. Nu este despre asta. În momentul în care vorbim despre informație, e doar o informație. Atâta vreme cât nu este pusă în practică și nu ajunge la persoanele care cu adevărat au nevoie de această informație, este doar o informație care este și acolo, ca orice carte. Degeaba ai o carte și o citești dacă nu o integrezi și nu o procesezi. Sau, doi, degeaba ajungi la informație pe care o ții numai pentru tine, nu o pui în practică, nu spui nimic nimănui despre tot ceea ce este acolo. Și în momentul acela ce faci? Te învârți într-un cerc informațional redus. Bun, mai citești încă o carte și încă una și încă alta și te extinzi. Ideea este că avem nevoie să învățăm și să înțelegem un lucru, ce am spus la emisiunea trecută, că Dumnezeu se exprimă pe sine însuși, prin toate celelalte aspecte, să înțelegem că fiecare aspect care există în planul de manifestare, fiecare om, fiecare copil, fiecare adult, ca să poată să ajungă cu adevărat la să se unească cu propria prezență, are nevoie în primul rând să se unească pe fiecare nivel existențial cu cei care sunt în înconjurare, pentru că sunt oglinzile lui. Dacă tu nu dai imaginii tale ceea ce imaginea ta are nevoie, adică subconștientul tău are nevoie, tu nu o să ieși de acolo. Ăsta e motivul pentru care există și un precept în zona asta spirituală, și anume, dă fără să aștepți. Da? Adică oferă ceea ce ai de oferit fără să aștepți o plată pentru asta, pentru că de fapt tu nu dai cuiva din afara ta, ci ți-o dai ție. Ăsta e motivul pentru care a da este mult mai satisfăcător și mult mai te ajută să crești mult mai mult decât a primi. Și atunci, dacă în momentul în care o să începeți să dați, o să deschideți cumva apropo de cei care merg la cursuri pentru abundență. Abundența este ca o roată. Circulă energia. Abundența joacă, adică din punct de vedere al abundenței, putem să cuprindem în calupul acela de abundență orice există în planul de manifestare. Da? Acolo putem să cuprindem în această rotație absolut orice. În momentul în care tu începi să dai și oferi din tot ceea ce tu ești, faci un gol. În momentul care acela crezi un vid și crezi mișcare. Da? Non-stop, dacă Dumnezeu nu poate să se aducă sau prezența cea mai înaltă, conștiința care cumva ne guvernează pe toți, nu poate să umple ceva care este deja plin. Un pahar plin poate dă pe afară non-stop, dar dacă pui într-un pahar multă nămol, da? O să vedem că nămolul se duce jos, apa curată vine sus și apa curată non-stop dă afară, iar nămolul tot jos rămâne. Da? Mi-a venit acum ideea să-ți spun o întrebare. Lucrul ăsta se poate pune în practică foarte clar și corect și în partea materială, în plan material. Ești de acord cu zeciuiala? Da, eu sunt de acord și cu mai mult. Nu, deci vorbesc de zeciuiala, pentru că în Biblie asta scrie. Asta e o formă prin care se creează vidul. Golul. Golul în interior. Asta e o formă prin care se mișcă energia. Mulți nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Explică-le telespectatorilor de ce este nevoie de a da, nu știu, zecioală, așa spunem noi, zecioală. Deci, în momentul în care ai,
să dai și tu din ce ai. Pentru că dacă un dulap este plin cu haine și nu mai ai unde să pui, dacă îți mai cumperi o haină și vrei să o pui acolo, clar trebuie să scoți una ca să o pui pe asta la altă, nu? Sau să-ți mai iei un dulap. Da, corect, care costă mai mult. Care este logica spirituală? Păi, în primul rând, omul, așa cum am arătat în emisiunea trecută, este ca un fel de, ca un fel de sferă, să zicem, care are o energie, o cantitate de energie. Dacă tu, cum spuneam, cu cușile perceptuale, da? Și o să fac un mic desen ca să înțelegem, pentru că aș vrea să deschidem topicul, că până săptămâna trecută, nu, săptămâna acum trecută, două săptămâni, când am fost la emisiunea trecută, am discutat un pic, ne-am întors la elementul de bază a parentingului. Parentingul a tatălui în raport cu copilul, adică noi, Dumnezeu în raport cu noi. Ei, plecând de acolo și mergând mai departe, suntem pregătiți să mergem și să integrăm foarte multe elemente pe acel principiu de creație și să înțelegem, de fapt, care e scopul nostru pe acest pământ. Care e scopul ca părinte, care e scopul ca și copil, care e scopul ca... care e direcția? Da? Toată lumea vrea să ajungă undeva, toată lumea vrea să atingă un obiectiv, toată lumea are obiective. Toată lumea e într-o mișcare continuă sau unii într-o lipsă de mișcare continuă. Da? Și observăm foarte multe tipologii de dinamici la nivel de suflete și ne punem întrebarea, care e motivul pentru care copilul meu nu dă randament? Care e motivul pentru care copilul meu excelează fantastic? Care e motivul pentru care copilul meu este într-o zonă de mijloc? De unde vin diferențele? Da? Și în momentul în care înțelegem de unde vin diferențele copiilor, de unde vin diferențele adulților, care e motivul pentru care eu mă obișnuiesc și mă mulțumesc cu o viață la bază? La bază. Care e motivul pentru care peste două emisiuni o să lucrăm pe piramida nevoilor? O să începem să construim pe piramide, să înțelegem unde ne încadrăm social și modul în care ne auto-sabotăm personal, ca să înțelegem fiecare în calitate de copii, cum ne-am format, în calitate de adulți, cum ne menținem pe ceea ce ne-am format. Care e motivul pentru care stăm acolo? Și atunci, în momentul în care vorbim de o încadrare pe un anumit nivel, omul în sine se identifică pe un anumit, pe anumită formă. O să explic, ca să desenez că e mai simplu. Ăsta e motivul pentru care folosim flipchart-ul, da? Și anume, spuneam că din mama și tata, și dacă se poate aduce cadrul un pic mai aproape să se vadă, nu neapărat eu pe mine, să se vadă ce desenez. Mama și tata, apare copil. În momentul în care intră pe cele două linii, da? Informația intră aici și spuneam că copilul este, îl putem împărți în două, 50% din tot ceea ce este copilul reprezintă 100% partea maternă și 50% da, 100%. Mama, tata sau femininul, masculinul. Asta e feminin, asta e masculin, da? Care nu are legătură cu emul de acolo. Asta e mama și asta e tată. În momentul în care ne uităm la 100%, care este 100% linia mamei, și vorbim de 50% de aici, care reprezintă de fapt 100% linia tatălui, și asta era varianta simplă. Și la o altă emisiune am vorbit, dacă intervine și partea de contribuție la nivelul sufletului, mai avem încă o parte pe care, ca să nu stricăm desenul, o punem încă contribuția suflet. Contribuție suflet. Da? Adică dacă există, mergem pe cele două direcții. Unu, nu există viață după ieșirea din planul de materie, adică nu există reîntrupare. Doi, există reîntrupare. Oricând ne uităm printr-una, oricând ne uităm prin altă variantă, ne uităm la aceeași dinamică. Până la urmă, tot trăim dinamicile aia, că le acceptăm să nu le acceptăm. Viața aici se întâmplă. Da? Nu contează dacă credem sau nu, contează că... Adică, tot trăim. Da, important sau relevant în toate aceste procese, toate explicațiile, este să înțelegem că nu este relevant să ai dreptate. Este relevant să înțelegi, de fapt, și să depășești orice limitare condiționare pe care ți-ai impus-o, care te blochează undeva. Nu contează dacă unii au dreptate, dacă stânga are dreptate, dacă dreapta, dacă centru are dreptate. Relevant este ca toți să ne aliniem pe drumul care ne duce cel mai repede către a fi cu toți o unitate și a putea să ne bucurăm cu toții de bunăstare, de abundență, de viață, de tot ce înseamnă principiile vieții vii. Da? În momentul în care ne uităm la un copil, copilul, prin natura lui, fiind conectat din prima fază, fiind conectat la aceste spații, primește
are capacitatea să aducă din subconștientul de familie, subconștientul profund, orice informație care este acolo. De ce? Pentru că el e permisiv, permite orice. Bine, mai sunt niște copii care au niște blocaje mentale foarte puternice, motiv pentru care nu exprimă mai aproape nimic din ceea ce există ca potențial în subconștient. Spuneam la alte emisiuni că blocajul mental vine dintr-un blocaj emoțional și noi ne întoarcem la blocajul emoțional. Ei, în momentul în care vorbim de un copil, copilul, în momentul în care se naște, are o anumită predispoziție să manifeste anumite caracteristici sau nu? Prin ce? Prin contribuția sufletească. Uh-huh. El deja vine cu o cușcă perceptuală a contribuției sufletești. Are posibilitatea să scoată din subconștient tot ceea ce este acolo, în limita impunerilor care au venit din experiențele anterioare. Dacă există, dacă nu, din impunerile care există pe un anumit nivel. Ca să fie mai simplu. Okay. Da? La nivelul subconștient. În momentul în care această contribuție sufletească creează un spațiu rigid, de exemplu, într-o experiență anterioară, sufletul lui nu și-a dorit să manifeste iubire. Pur și simplu s-a închis în raport cu iubirea sau afecțiunea sau blândețea sau și-a devenit o persoană mai dură, mai agresivă, mai violentă, mai așa. În această întrupare când vine, el poate să exprime tot potențialul în limitele impuse de filtru pe care el și l-a setat în viața anterioară. Însă, va crea un spațiu și va întâlni oameni și situații care să activeze această furie, care să se vindece, ca să ajungă să manifeste polul opus, adică blândețea și toate cele. Cu alte cuvinte, își va crea singur contexte în care să intre, se va pune în tot felul de stări și percepții, astfel încât el să ajungă să conștientizeze că nu este doar blândețea, nu este doar furia, este, poate să fie și partea opusă care poate să fie blândețea sau... Cum? Să ajungă la echilibru. Să ajungă în echilibru. Și atunci, în momentul în care copilul intră în planul de materie, din zestrea părinților, el va activa în limita impusă de cadrul sufletesc exact structurile și paradigmele de care are nevoie ca să înceapă să-și manifeste potențialul în limita asta. Spuneam că limita pe care ieși este limita pe care intri în următoarea întrupare. Spuneam asta în următoarea într-o emisiune, da? Pentru cei care n-au văzut, să reia în spate emisiunile și la un moment dat o să vadă, nu mai știu exact în ce emisiune am spus asta. Da? Deci spuneam că în momentul în care ieși din lume, ieși din planul de materie, ieși pe o anumită frecvență, F1, intri în zona aia tampon, despre care se tot vorbește că stai o anumită perioadă și în momentul în care ți s-a schimbat un pic frecvența și te-a ridicat un pic deasupra, adică nu mai ești magnetizat, ești pregătit să intri într-o altă frecvență, F2, care este aproape identică cu F1, adică impuneri asemănătoare. Nu e ca și cum și-a rezolvat problema de aici. Uh-huh. I-a diminuat impactul din punct de vedere al magnetismului și poate să se întoarcă. Ei, în momentul în care condiționarea la nivel de suflet e pe frecvență F2, toate celelalte frecvențe care sunt specifice de aici se mișcă în baza unei impuneri care este aici. Da? El nu poate să se miște pe un cadru mai altfel decât impunerea pe care o dă la nivel sufletesc. Dacă tu, de exemplu, într-o viață anterioară n-ai manifestat blândețe, chiar dacă ai părinți foarte blânzi, tu nu o să fii blând. De ce? Pentru că n-ai cum. Pentru că tu ți-ai impus să fii agresiv. În schimb, ai o imagine a blândeții în afară, corespondentă cu blândețea din interiorul tău. Cu alte cuvinte, pe măsură ce stai în relație cu părinții tăi care sunt blânzi, ușor, ușor îți dai seama că agresivitatea aia, duritatea aia pe care tu o manifesti, te ajută sau nu te ajută. Și pe măsură ce renunți la ea, începi să te eliberezi de nevoia de a manifesta agresivitatea și te duci ușor, ușor în blândețe. Cu alte cuvinte, scoți din subconștientul tău un alt potențial. E ca și cum avem mai multe principii active în noi pe care le manifestăm în funcție de cum le activăm. Da? Da. Bun. În momentul în care copilul este închis aici, prin relația pe care și-o creează cu mediul extern, da? Conjunctural, activează anumite potențiale. Dacă filtrele interne sunt foarte puternice și foarte rigide, degeaba vine o persoană foarte blândă aici, pentru că persoanele, dacă, de exemplu, eu sunt o agresivitate foarte mare și sunt o persoană agresivă și apreciez agresivitatea, apreciez duritatea, în momentul în care văd o persoană foarte blândă, ce o să zic? Că nu este ceea ce e nevoie, nu e ceea ce trebuie, e ca și cum este opusul a ceea ce tu valorizezi. Ca și cum tu ai o valoare și valoarea este ce? Impunere, agresivitate, duritate. De exemplu, persoanele care sunt crescute de cei care sunt cadre militare. Da? Ajung la un moment dat, copiii ajung să fie extrem de duri cu ei,
dur cu ceilalți, sunt extrem de agresivi, sunt foarte severi, sunt foarte rigizi în expresia lor emoțională, motiv pentru care și în expresia corporală se întâlnesc cu rigiditate. Rigiditatea creată într-o viață de genul acesta, când te întrupezi de a data viitoare, devine ca o formă normală de manifestare, ca și cum ai o rigiditate internă, nu știi de unde a venit, dar ea este acolo. Este deja antrenat într-o existență întreagă. Motiv pentru care te duci în relație cu exteriorul și întâlnești oameni care sunt foarte jucăuși. Dar în jucăușenia lor, ei de fapt pierd ce? Pierd focusul pe care tu l-ai aici. Tu ai fost învățat să stai într-un focus, fiind mai rigid, fiind mai agresiv. Dacă cumva ieși din zona de focus, te pedepsești singur și revii în zona de focus, o formă de autocorecție, ca să zic așa, impunere prin care să mergi pe un anumit drum, care ți-a fost prestabilit ca fiind valoare pentru tine. Nu contează ce. Da. Da, de exemplu, vrem să copilul nostru să ajungă la excelență, da? Care este una dintre cele mai problematice aspecte din realitatea noastră. Copilul nostru vreau să ajungă la un perfecționist, la excelență pe palierul lui. Și fac orice, impun, îi rigidezesc programul, nu-i dau voie să iasă dintr-un cadru foarte strict de acțiune. Dacă pleacă, îi mut atenția înapoi și îl forțez să renunțe la micile plăceri, care sunt niște plăceri care nu sunt relevante în raport cu valoarea, elementul valoric de aici. Și îl muți de unde trebuie. Și nu neapărat de unde trebuie, din acea expresie pe care sufletul lui o manifestă, îl muți pe ceea ce ți se pare relevant, după care îl menții non-stop acolo și astfel cât copilul o să ajunge să renunțe, sau adultul, renunță la elementele care cumva îi aduc bucurie, satisfacție personală și se duce într-o excelență pe zonele care aduc cea mai mare valoare, pe ce? Pe valoarea nucleu a celui care îi impune, care nu e neapărat a ta. În momentul în care copilul se manifestă aici și întâlnește cadrul rigide de timpul, mă întâlnesc cu o persoană care nu acordă foarte mult atenție lucrărilor care se fac, nu petrec mult timp, nu își ating obiective, n-au obiective. Mai superficial. Mai superficial. În ce măsură omul ăsta va putea să creeze o relație cu omul ăsta? Nu, îl vei respinge din start, este un om superficial, l-ai etichetat, l-ai împins în afară. Și uite, așa se creează ruptură socială. În momentul în care tu ești într-un cadru de genul acesta și te miști doar în cadrul acesta, asta este limita ta. Orice limită reprezintă modul perceptual în care eu înscriu realitatea. Limita, de obicei, reprezintă valoarea. Da? Și oamenii au tot felul de valori. Dacă îi pui să-și facă o listă a valorilor, o să descoperi că, de fapt, punând toate valorile la un loc, o să descoperi care este granița în care se închid. Ei nu o să-și miște energia decât în limita care există aici. Nu o să-și o ducă niciodată mai departe, pentru că dincolo nu există nimic. Nimic care să fie valoros pentru ei. Pentru ei. Da? Pentru el, realitatea perceptuală este că limita asta este tot ce are de satisfăcut, motiv pentru care va petrece existențial timpul, energia, își va duce energia și își va petrece timpul într-un cadru care este extrem de foarte bine definit. În momentul în care vine cineva care se manifestă altfel decât el, de exemplu, copilul merge la școală și întâlnește un coleg de clasă care se manifestă altfel, e mai jucăuș, nu e atât de mult implicat în învățătură pentru că nu îi se pare relevantă materia aia, care pentru tine este foarte relevantă pentru că satisface exact nevoia pentru valoarea de aici. Ăla e momentul în care îl vei respinge pe copil pentru că nu face parte din ce? Din imaginea a ceea ce ai nevoie de să atingi. Și atunci ce fac părinții? Vin părinții și stabilesc nevoi pentru copii. Da? Știm din psihologie că există tot felul de nevoi pentru copil. Ei, și vine părintele și transmite în imaginea la care trebuie să ajungă copilul, nu la care dorește să ajungă copilul. În momentul în care copilul tinde să ajungă la o anumită imagine, care este imaginea părintelui, părintele va face toate demersurile necesare să atingă acest nivel cât mai repede cu putință. Da? Sau să fie cât mai bine pregătit pentru identitatea pentru care îl pregătește. De exemplu, vreau ca copilul meu să fie o imagine perfectă în societate, o imagine socială 1, să zicem. Un copil care să fie acceptat de toți pe palierul ăsta în care sunt apreciate, virtuțile sunt să știi despre muzică, să știi despre pictură, să știi să cânți la pian, adică sunt niște virtuți, să știi puțin de balet la femei, la fete. Ei, și atunci ce faci? Mama, părinții, în general, investesc foarte mulți bani ca copilul să urmeze niște cursuri care sunt prefigurate,
astfel încât copilul cu siguranță să ajungă la acest obiectiv. După care începem. Limbi străine, limbă, după care matematică de toate tipurile, după care fizică de nu știu de care, după care și ajunge copilul, da, are deja program, programul pe săptămâna următoare. Te trezești la 8, te curgi la 22, exact în programul ăsta, ai de făcut asta. Și spui întrebarea, e rău sau e bine? Pentru că sunt două curente, e rău sau e bine? Nu e bine. Ce anume nu e bine? Nu e bine să-i faci programul. Nu e bine să-i faci programul. Ce anume e rău? Hai să vedem. Nu e bine să-i faci programul. Deja, făcându-i tu programul, nu mai poate el să se manifeste. Pentru că el se manifestă în funcție de programul care îl dai tu. Ok. Și? Ce se întâmplă dacă... Ok, i-ai creat un program, i-ai impus programul ăsta. De la 8 la 22. După ora 22, obligatoriu somn, astfel încât la ora 8 dimineața să fie deja pregătit. Da. Eventual trezirea este la 7, astfel încât la 8 deja să fie full și între 7 și 8 are un alt program gata de făcut, astfel încât să satisfacă nevoia de acolo. Bun. Așa. Deci somnul e somn. Somnul e somn oricum. De acolo începând cu acel program, trebuie să stai până la urmă de vorbă și cu copilul să vezi ce vrea el. Să vezi dacă el vrea să facă matematică, dacă el vrea să, dacă are talent pentru pictură, dacă rezonează cu ceea ce îi impui tu. Uh-huh. Când mai are timp de joacă, dacă vrea să se joace, dacă vrea tabletă, dacă... Deci, până la urmă, ceea ce spui tu cu impunerea unui program, mă revăd eu în copilăria fiului, când făceam chestia asta, realizez acum la maturitate când am făcut bine. Pentru că nu i-am mai dat libertatea de manifestare. Ok. Ok, ăsta e copilul. Hai să luăm un adult. Același cadru. Program. Între 7 și 22. E bine sau e rău? Are un program strict în care știi. De exemplu, ți-ai făcut programul de dimineața până seara, știi ce o să faci între ora 7 și 22. Punct. Alexandru, n-ai cum să știi în fiecare zi care este programul, pentru că n-ai de unde să știi ce-ți oferă ție ziua respectivă. Ai programul în mare, știi exact. În mare, când mă duc la serviciu, dar nu știu ce... Ok, încep la o anumită oră, termin la o anumită oră, după ce am ieșit de la o anumită oră asta, mă duc și fac cumpărături intervalul ăsta, după aia fac asta, după care fac asta, după care fac asta, după care fac asta. Asta e o teorie. Nu. Faptic, în general, se poate face asta. În general. Și cum, cu niște marge. Așa. E. Ajută sau nu ajută? Dacă vrei program de militarie, da. Dar altfel nu știu la ce te-ar ajuta. Un program strict, efectiv, ca să faci zilnic, intri în monotonie, deci nu. Ok. Din punctul de vedere al repetitivității, orice activitate care este repetitivă, ce face? Creează în subconștient o procedură de lucru. Da? Un mecanism. Mm. În momentul în care tu repezi mecanismul de suficient de multe ori, câștigi o deprindere, da? Ca la condus, ca la orice. Mm. În momentul în care acel mecanism a fost deprins și este bine înrădăcinat, ăla e momentul în care o să-l faci ca dintr-un automatism și creezi niște automatisme. Și te vei roboțel. Creezi niște automatisme. Cu alte cuvinte, ți-e din ce în ce mai ușor să faci un lucru. De exemplu, dacă te antrenezi 7 zile la 7 săptămâni la matematică, după aia, pe un anumit tip de exerciții, din a 8-a săptămână încolo, exercițiile alea sunt foarte ușor de făcut. Dacă până acum a fost un stres să faci un anumit lucru, dincolo de acest lucru, nu mai este un stres. Este o relaxare pentru că tu poți să-l faci în orice moment acel lucru fără nicio problemă. Dar de ce? Pentru că ți-ai depășit limita internă legată de capabilitatea de a face un lucru. Alexandru, nu poți generaliza. Dar nu, eu nu generalizez, eu doar explic principiul. Deci, asta ar fi un punct de vedere, dintr-un punct, de exemplu, matematica sau limbă străină sau ceva. De același lucru pe orice. Contabilitate, limbă străină. Dacă tu repeți un anumit număr de ori, un cuvânt, în limba engleză, ți-e greu până îți iese, o săptămână, două, trei, un an, dar după anul respectiv începe să curgă exact ca l-am învățat tu limba română, să vorbești. Ți-a fost greu până în clasa nu știu cât, până ai integrat primele elemente de bază, după care a devenit fluent și este din ce în ce mai simplu să operezi pe acel sistem. Da? Da. Okay. Încerc să-mi dau seama unde vrei să ajungi. Eu nu vreau să ajung nicăieri.
Nu urmăresc ceva anume, ci doar explic niște principii ca toată lumea să le înțeleagă. De ce? Pentru că există două fronturi. Unu, frontul prin care se spune că o educație rigidă e într-un fel, o educație foarte lasă, care permite legeră. Foarte lejeră, e într-un alt fel. Da? Sunt doi poli de manifestare în piață. Da. După care vin unii care introduc partea educativă în care integrează cele două părți. Care e motivul pentru care explic? Pentru că în momentul în care ai de lucrat cu tine sau cu un copil, ai nevoie să înțelegi de fapt ce se întâmplă, real. Până nu înțelegi ce se întâmplă real, o să insiști asupra dinamicii respective, creând de multe ori frustrare sau creând de multe ori spații noi de explorare. Trebuie să înțelegem ce anume creăm. În momentul, principiul de bază care este, când repeți un anumit lucru de un număr de ori, el devine, creezi o anumită procedură internă, creezi o anumită structură de manifestare, după care creezi un automatism. În momentul în care a devenit un automatism, iese din zona ta de control și intră pe un control inconștient și vorbești fără să trească să te gândești ce vorbești, pentru că curge prin sine. Da? Sau faci un exercițiu la matematică ca și cum e de la locul lui. În momentul în care tu, de dimineața până seara, te antrenezi pe fiecare palier, și vorbim de cadru rigid, da? În care ai program de acolo până acolo, și non-stop trebuie să stai cu atenția focalizată pe acel obiect, ușor, ușor în timp, ajungi să dai randament pe fiecare palier de tipul ăsta și ajungi să integrezi anumite posibilități de manifestare. Da? Și atunci, din momentul acesta, ești pregătit să dai rezultat și să obții, să manifeste această valoare care este avută în vedere aici. Da? Cu alte cuvinte, ești pregătit să ajungi să manifesti această valoare. Întrebarea este, a cui e valoarea? Da? Acelui care ți-a impus programul. Acelui care ți-a impus programul, super. În momentul în care, mergem în varianta 2, am un program de tipul, trec de la 7 și mă duc până la ora 22. Da? Să zicem că între 8 și 12, 8, 12. Am un program impus. De la 12 până la 16 am un program liber. De la 16 la 18 am un program impus. De la 18 la 22 am un program liber. Care este diferența între cele două structuri? Păi, categoric este. Păi, ai și programul liber în care tu te manifesti cum vrei. Super. Deci, aici am programul ăsta. Am totul impus și îmi antrenez niște posibilități de manifestare. Cu alte cuvinte, ating o valoare V1, să zicem. Aici, între 16 și 20 și 18, am alte impuneri. Astfel, îmi ating un obiectiv de tipul V2, da? Valoare 2. După care am spațiu liber de expresie, expresie liberă, 1 și expresie liberă 2. Da? Deci, deja avem un echilibru. Ce înseamnă asta? În acest spațiu, copilul meu deja ce face? Dacă aici a fost forțat să-și manifeste un anumit potențial, dacă el găsește o anumită plăcere în cadrul ăsta, este foarte probabil că o anumită plăcere să o ducă și să o dezvolte mai departe. Corect. Dacă nu, ce o să facă în intervalul ăsta? O să facă altceva. O să facă altceva. Bun. La fel și aici. Bun. Avem cadrul următor. Program. Copilul meu începe programul la 7 dacă vrea el și termină la 22 dacă vrea el. Și tot ce este program liber. Ce o să se întâmple cu copilul ăla? Este exact punctul opus a ceea ce ai făcut în prima punctul fază. Opus de aici, da? Deci avem zona de centru și partea opusă. Cele doi poli. Aici este impunere totală. Și aici este libertate totală. Și aici este libertate totală. Un copil care, și un adult care poate să trăiască în libertate totală va crește în limitele, se va manifesta în limitele impuse de condiția sufletească. E foarte puțin probabil să o depășească, dar e foarte probabil să se ducă foarte mult într-o remisie. Cu alte cuvinte, o să-și piardă anumite calități pe care le-a manifestat într-un cadru așa. Mai puțin cazul în care este forțat de cadrul și mediul în care trăiește, nu neapărat că îl impune cineva,
Nu impune cineva care să impună o valoare către care să meargă, dar pur și simplu, prin natura manifestării lui, ajunge în tot felul de situații prin care este forțat să crească pentru că s-a introdus singur într-o anumită situație. Și când stai singur și când stai la televizor și te uiți la un film, tot înveți ceva. Și atunci te forțezi într-un cadru autoimpus personal să crești. Ăla e singurul așa. Dacă copilul ajunge și consumă tot felul de plante, stupefiante sau consumă tot felul de alcool, e foarte probabil să apară o descreștere la nivel de interes în raport cu lumea aceasta și atunci facultățile lui în raport cu lumea și dezvoltarea la nivel sufletesc se poate reduce substanțial. Și atunci, plecând din cele două variante care sunt de capăt, descoperim faptul că în fiecare caz, ceea ce este, aici este libertate totală, cu alte cuvinte, copilul se exprimă aici și spune întrebarea, dacă copilul meu a ajuns în familia mea, în raport cu mine, eu sunt părintele, tutorele, care e motivul pentru care a venit? Asta înseamnă că copilul meu are o conduită sufletească autoimpusă înainte să vină, eu am o conduită sufletească diferită, da? Nu este identică cu cea de acolo, dar el vine în relație cu mine. Am cei doi părinți, conduită sufletească 1, conduită sufletească 2, care cei doi trăiesc într-o unitate, cei doi părinți. Copilul care vine nu este în acord cu ceea ce este aici. Da? Fie într-o oponență, într-un pol opus, fie care este pozitivul, fie negativul. Vin copii care manifestă un potențial foarte înalt, de exemplu. Sunt foarte blânzi, foarte iubitori, adică manifestă partea de subconștient pe care tu nu manifesti în timp real. Și îți arată el, de fapt, ce ai tu de învățat. Dacă condiționarea sufletească de aici, adică cadrul de manifestare al copilului este mai larg decât cadrul de manifestare al părintelui, atenție, asta ce înseamnă? Cine are de învățat de la cine? Părintele de la copil. Super. Și atunci, transferul informațional sau transferul de experiență sufletească se transferă de la copil ca modele de extindere, da? Deci părintele meu, copilul meu are nivelul ăsta, iar părinții au nivelul ăsta și ăsta. Cine are nevoie să se deschidă la un nivel mai înalt? Atunci părintele are nevoie să integreze piese din evoluția copilului, de exemplu, o bunătate, în fine, care sunt valorile? Și o să discutăm imediat despre valorile respective. În cazul celălalt, dacă copilul are o deschidere la nivel sufletesc de tipul ăsta, iar părinții au o deschidere la nivel de tipul ăsta și ăsta, care este rolul? Da? Scopul este ca copilul să se extindă și să capete noi valențe, cu alte cuvinte, de creștere. Tendința noastră este să, de exemplu, ne uităm în anumite cadre și spunem că copilul nostru este incredibil. Deci, în fiecare zi am ce să învăț de la el. De ce? Pentru că vine un copil de tipul învățător în relația cu tine. Cu alte cuvinte, el se antrenează în relația cu tine ca mai târziu să-și extindă area de învățare, adică să te pregătește pe tine ca și cum se antrenează ca mai târziu să-i pregătească și pe alții, într-o formă sau altă. Vreau să te întreb ceva. Da. În varianta de aici. Da. Pus în practică, câți părinți recunosc că au de învățat de la copii? Foarte puțin. Păi ăsta e și scopul emisiunii, ca să conștientizăm niște lucruri și să recunoaștem, să înțelegem că, de fapt, universul, adică noi, prin nevoia noastră am chemat o prezență care să ne ajute să descoperim că există mult mai mult decât noi am manifestat. Și că dacă noi ne extindem zona de înțelegere, la un moment dat o să ajungem, în decurs de câțiva ani, să integrăm și bucata asta. Bine, copilul e foarte probabil să fie mult mai departe, dar noi deja am evoluat foarte mult. Ăsta e motivul pentru care copilul poate să devine învățător. Mai sunt cazuri în care copilul au nevoie să învețe. Vine cu o agresivitate foarte mare și prin iubirea părintelui, prin susținerea lui, prin acceptare, prin toate aceste elemente, copilul integrează o altă viziune și un alt nivel. El pedepsește, părintele îl iartă și îl iubește. Eu cred că în viața de zi cu zi, fiecare din noi, și copiii și părinții, avem de învățat ceva reciproc. Super. Asta e părerea mea. Și copiii și părinții și toate, atenție, și toate modelele sociale ne învață ceva. Și ajungem imediat undeva. În momentul în care ne uităm la ambele cadre, ne uităm la faptul că creșterea reprezintă tendința spre a merge către niște valori care sunt dincolo, care creează o deschidere mai mare în raport cu valorile personale. Da? Dacă în cazul de aici copilul are niște valori personale, valori personale copil, da?
prin care își permite să manifeste un potențial care atrage acceptarea celor din jur, iubirea lor, susținerea tuturor. Deci copilul ăla primește de toate. Doar merge pe drumul vieții și primește tot suportul pe care tu nu l-ai primit. Da? Merge undeva, toată lumea oferă. Îi dă de mâncare, îi dă de... Te spui întrebarea cine îl hrănește. E norocos. Nu, este norocos pentru că este deja acolo. El se hrănește pe sine prin ceilalți. Da? În cazul de aici, părintele este un om care este foarte deschis și oriunde merge primește susținerea tuturor și primește suportul, este invitat în... Îți pui întrebarea, măi, dar cum îl... Ce face omul ăsta, motiv pentru care este acceptat peste tot? El este așa, el își dă voie să fie acceptat peste tot. Și atunci, copilul ce face? Văzând tipologia părintelui, învață. Cu alte cuvinte, sistemul valoric al părintelui, valoric, îi creează posibilitatea să manifeste, să se manifeste în cadre în care tu n-ai putea să intri ca și copil pentru că tu ai respinge, ori te simți prea mic, ori te simți prea puternic, ori ești prea agresiv, ori... Și atunci lumea nu te acceptă. În cazul de dincolo, tu ca și părinte, te uiți la copilul tău care se primit în toate mediile, se deschide, ajunge chiar și pe funcții foarte înalte în stat. De ce? Pentru că el nu, de exemplu, nu-și vede micimea. El nu se vede mic. Nu se vede nici mare. El se vede ca atare și se manifestă ca atare. Că este. Că este. Dacă tu te-ai redus ca și părinte și, de exemplu, tu ai în sistemul tău valoric, că tu nu ai valoare, că ceilalți sunt mai buni ca tine, că ceilalți sunt superiori, cu siguranță nu o să ajunge de să manifeste copilul, decât dacă, ușor, ușor, integrezi valoarea ta, adică integrezi în sistemul tău valoric, elemente care nu sunt corespondente ca și structură valorică. Cu alte cuvinte, preiei din valoarea copilului și o aduci la tine. Da? Ăsta e motivul pentru care, când vorbim de stratificarea socială, când vorbim de posibilitățile de a ajunge la anumite obiective, vorbim de sisteme valorice. Și atunci, în cazul de aici, părintele îi spune copilului, sistemul tău valoric trebuie să fie ăsta, pentru că dacă pui în practică sistemul valoric ăsta, vei ajunge la o identitate, ID-ul ăsta. Și părintele ce are în vedere? Ca copilul să manifeste acest ID. Identitate, pe care el a aprobat-o sau spre care el tinde, dar pentru că, atenție, sunt două condiții la părinte. Fie el a aprobat-o și atunci îi transferă copilului un model în care el crede, ca în cazul de aici, să zicem, da? Și impune copilului crești, sperând că copilul să ajungă aici, da? Efortul, asta se întâmplă și la nivel de cuplu. Unul este așa și unul este așa. Uh-huh. Și îl forțează unul pe altul, hai, du-te și tu la un curs, fă ceva, mișcă-te măcar într-o direcție sau în alta. Ei, și atunci se creează un nivel identitar specific viziunii celui care trăiește valoarea, care este impusă celuilalt. Da? Versus în partea cealaltă, copilul are un sistem identitar bazat pe valorile personale, la nivel de suflet, pe care își manifestă potențialul. În cazul de aici, are două contribuții. Contribuția lui personală, în cele două cadre, plus contribuția de impunere a celui de aici. Și spui întrebarea, care sistem este potrivit? Da. Care sistem este potrivit? Cel de mijloc. Cel de mijloc. Numai o secundă, mi-a căzut carioca. Care e motivul pentru care este potrivit? Păi, în primul rând, din perspectiva mea, toate sunt potrivite. Și de ce spun că din perspectiva mea sunt toate potrivite? Pentru că, în primul rând, ai nevoie să înțelegi cine e copilul. Ce manifestă copilul. Dacă copilul se autoanulează, copilul nu se vede, copilul nu există, iar tu și cu partenerul tău existați, faceți lucruri. Primul lucru pe care l-ai de făcut este să stai alături de copilul tău și el să crească pas cu pas și să câștige încredere în propriile forțe pe măsură ce testează. Și are nevoie să-și extindă zona de testare. Sunt copii sau suflete care sunt foarte blocate în perioade îndepărtate și n-au curajul nici măcar să exprime potențialul. Și au nevoie non-stop de cineva care să stea cu ei până capătă curaj, până când capătă propria... până îi se dezvoltă stima de sine, până când înțelege că, de fapt, el este, până capătă valoare de sine. E ca un copil mic care începe să vorbească și nu poate și ajunge să vorbească la 3 ani deodată.
Super. Pentru că este ajutat. Așa. Ei, copilul ăsta, dacă tu nu îi pui într-un cadru stabil în care să-l iei și să-l duci și să-l duci în tot felul de poziții, copilul ăsta va rămâne aici, pentru că structura lui este să se izoleze, să fie mic, și atunci și-a căutat cel mai potrivit loc în care să se libereze de toate chingile, limitările și condiționările, astfel încât acest potențial care este închis în interiorul lui, care este infinit, să capete substanță și manifestare. Dacă tu și partenerul tău manifestați un potențial, și când vorbim de sistem valoric, vorbim de anumite lucruri pe care le discutăm imediat, manifestați un sistem de valoare prin care se vede o diferență foarte, foarte clară de expresie între tine și copilul tău, e foarte clar că copilul tău are nevoie de ajutor. Dacă, în schimb, copilul tău este aici și tu vii cu cadrul tău rigid și impui ca el să facă niște lucruri prin care el se reduce pe sine, de aici vine în jos, și dacă îi aplici acest sistem valoric, acest sistem de manifestare în raport cu el, l-ai trimis exact în cap. Nu ajut. Da? De ce? Pentru că el are nevoie de toată libertatea să-și găsească un mentor care să-l ducă la următorul nivel de manifestare. Ca el să crească. Mentorul poate să fie oricine sau orice. Poate să fie un scriitor, poate să fie un profesor, poate să fie un vecin care cumva are deschiderea mult mai largă decât o ai tu. Poate să fie orice. Scopul este ca, atenție, scopul pe care îl avem în vedere când discutăm de aceste principii este ca copilul are nevoie să-și exprime întregul potențial, ca orice adult. Copilul de 10 ani, de 1 an, 2, 3 și de 80 de ani are nevoie să-și atingă întregul potențial. Dacă tu îi impui într-o anumită formă să nu crească sau să crească, să se reducă pe o anumită structură valorică care ți-e specifică ție pe palierul pe care tu stai, pentru că tu crezi că aia este cel mai potrivit, ăla e momentul în care el se reduce și în loc să crească, se inhibă și în momentul în care intră în relație cu socialul, se manifeste după tiparele tale. Poate că în timp, undeva la 40-50 de ani, o să rupă tiparele, dar deja are 40-50 de ani, motiv pentru care deja sufletul lui a înregistrat o anumită întârziere, ca să zic așa, de posibilitate de manifestare. Și care e soluția? Numai o secundă. Deci asta este să-i dai voi. Nu mai avem noi timp, de asta spun. Mai sunt 5 minute. N-are nimic, că continuăm în emisiunea următoare, dacă nu încă, că după aia intrăm în vinovăție și toate cele, ca să închidem de la emisiunea... Aia, da, e grea. Da? Și atunci, dacă nu avem timp să terminăm aici, continuăm la următoarea emisiune și închidem totul într-un sens. În momentul în care ne uităm la cele trei modele, din perspectiva obiectivă, zicem, asta este cea mai centrată. Și da, din perspectiva obiectivă, asta e cea mai centrată. Și atunci avem în vedere că dacă copilul nostru manifestă un potențial de tipul ăsta în libertate, asta înseamnă că are o predispoziție de deschidere în manifestarea acestui potențial. Dacă aceste impuneri vin și participă într-un mod activ la creșterea manifestării acestui potențial, copilul crește. Poate nu crește pe toate palierele valorice, dar crește pe o anumită zonă prin care capătă încredere că poate. Cel mai relevant lucru pe care avem nevoie să-l transmite copilul este că el poate. Da? Ăsta e motivul pentru care iei Lego, iei toate cele și el se joacă și momentul în care face ceva, îi apreciezi lucrarea. Eu apreciez. Face un desen, nici nu înțelegi ce scrie, face desenul. Dar e foarte frumos. Dar este relevant pentru procesul lui de dezvoltare. El a trecut de aici, 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 aici. Poate că tu ești undeva aici ca apreciere din perspectiva creativității pe partea artistică. Dar relevant este că el crește și are o expresie și la un moment dat o să ajungă poate chiar dincolo de ceea ce tu ești. Da? Pentru faptul că este validat și ținut acolo. În momentul în care toate aceste sisteme valorice sunt într-o structură de susținere a capabilității și a aptitudinilor pe care copilul le dezvoltă deja, cu alte cuvinte, a formării stimei de sine, îl ajută pe copil în primii ani de viață să se ducă către un anumit potențial. Dacă aici îl lași liber, în momentul acela devine o rebeliune completă sau o închidere completă, pentru că el nu știe ce să facă cu libertatea. Ori o folosește într-o direcție în care să se închidă, ori o folosește într-o direcție în care să facă ce vrea el, motiv pentru care nu o să se ducă niciodată într-un cadru să crească. Se va închide într-o buclă temporală aici. Varianta asta te poate închide de tot, dar este foarte potrivită pentru copiii care nu au niciun drive interior, pentru că sufletul lor este înghețat cumva, adică sunt traume în spate la nivel trans-life, ca să zicem așa. Iar varianta de aici, da? Asta de aici poate să creeze, se numește permisivitate și autoritate. Da? Și asta este de centru, legat de valori. La emisiunea următoare, când o să ne întâlnim, că nu mai avem timp acum, ce o să facem? O să discutăm despre
care este partea de sistem valoric, da? Plecând de la desenul ăsta, o să-l păstăm pe data viitoare, ce înseamnă valoare și ce înseamnă identitate, care este targetul de identitate spre care tindem, ce așteptăm și ce dorim de la noi și de la copiii noștri și de ce, care e motivul, da? Ca să înțelegem unde mergem, că vine lumea, de exemplu, vine la mine la terapie sau la curs și zice, aș vrea să intru în misiunea mea. Și îl întreb, și care e misiunea ta? Păi nu știu, că dacă aștia și intra în ea. Da, foarte mulți se întreabă lucruri. Și vin foarte mulți că vor să intre în misiune. El vrea să se alinieze cu calea lui. Care este calea? Calea înseamnă nivelul identitar la care tinzi, te identifici cu el și trăiești plenar identitatea pe care vrei să o manifesti. Și întrebarea este, care e sistemul valorii care te ajută să ajungi aici? Uh-huh. Interesant. Da? Iată că timpul zboară și mai sunt 3 minuțele, parcă, până la încheierea emisiunii și totuși, nu știu dacă mi-ai răspuns la întrebarea aceea care ți-am adresat-o eu vis-a-vis de zeciuială. Așa. Deci. Zeciuială. Spiritual. Spiritual. În momentul în care. Iar la tablă. Iar la tablă. Nu mai avem timp. N-are nimica. Dacă tu ești un vas, da? Exact sfera pe care am creat-o dincolo, și tu golești din ceea ce tu crezi că ai sau ești și o dai mai departe, vasul ăsta are tendința să se umple. De unde? Din exterior. Dacă tu ești deschis în raport cu exteriorul și primești, în momentul acela vasul se umple non-stop cu corespondentul. Din momentul în care tu ai primit, tendința imediat următoare este să dai mai mult. Cu alte cuvinte, împrospătezi. Primești mai mult. Dai mai mult, primești mai mult. Dai mai mult, primești mai mult, da? Și tot așa, până când ajungi la capătul limitei tale impuse de condiționare pe care ți-ai făcut-o. Și în momentul în care ai ajuns să dai tot ceea ce ești aici, ăla e momentul în care ești pregătit să treci la nivelul următor. Și ai devenit mai mult. Cu alte cuvinte, deja ai primit, raportat la dimensiunea asta, ești deja aici. Deja tu primești și dai. Și din nou dai. Și din nou primești. Și din nou dai. Și din nou primești. Și din nou dai. Și din nou sub. Și treci la cadrul următor. Cu alte cuvinte, crești pe măsură ce dai ceea ce vrei să ajungi. Evoluăm. Vrei bani? Dai bani. Uh-huh. Vrei înțelegere? Dai înțelegere. Vrei iubire? Dai iubire. Ceea ce vrei să primești, aia dă la maxim, pentru că de fiecare dată când îți depășești limita, ai ajuns la capăt, ai primit cât ai dat, ăla e momentul în care ai trecut la pragul imediat următor. Da, cu alte cuvinte spus, cu ce mână dai, cu aia primești și Universul întotdeauna îți dăruiește și nu rămâne dator. Așa cum nici noi nu încheiem emisiunea aceasta fără să mulțumim lui Alexandru că a revenit la noi. Mulțumesc. Și pentru toate informațiile pe care mi le-a adus. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru răbdarea care o arătați în momentul în care dumneavoastră priviți. Și dacă nu înțelegeți, nu uitați, vedeți că este acolo o adresă de mail unde puteți să vă adresați întrebările, nelămuririle și cu siguranță Alexandru, în limita timpului, vă va răspunde. Nu știu dacă în ultima perioadă ai mai reușit să citești întrebările care au fost puse. Da, urmează, la următoarea emisiune o să intrăm un pic în niște subiecte și după aia o să dedicăm o emisiune sau două strict să răspundem la întrebări. Pentru cei care, în principiu am răspuns prin cadrul explicațiilor. Da. Eu tocmai asta vreau să spun, că Alexandru, după cum vedeți, prin ceea ce explică, el deja răspunde, dar nu punctează. Acum răspundem telespectatorului cu tare. Nu. El știe deja întrebările care au fost puse și automat vă răspunde. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă urăm să aveți un weekend minunat și mai mult decât atât, să nu uităm că Dumnezeu ne iubește pe toți în aceeași măsură, în egală măsură, și noi avem datoria morală și din suflet să iubim aproapele nostru așa cum ne iubim pe noi. Zi frumoasă, vă urăm, la revedere!